continuă o călătorie în organismul uman. Traversăm organe, pătrundem în țesuturi, ajungem la celulă. Bineînțeles, organismul uman este alcătuit din milioane de celule, de forme și mărimi variate ce îndeplinesc funcții complexe. Toate celulele însă sunt alcătuite din membrană, citoplasmă și nucleu. Vreau să vă închipuiți celula ca pe un oraș, pe care îl vom explora împreună în minutele ce urmează. Eu voi fi ghidul vostru. Membrana celulară este o structură semipermeabilă ce prezintă structuri proteice cu rol în transportul substanțelor. Astfel, pentru ca noi să pătrundem în celulă, trebuie fie să fim molecule suficient de mici, fie să fim ajutați de structuri proteice numite pompe. Odată pătrunși în celulă, suntem liberi să explorăm. Cu siguranță ați observat că pentru a ne desfășura activitățile zilnice în societate, avem nevoie de energie. Ei bine, și celula necesită energie, energie furnizată de mitocondrie, un organism din citoplasma celulei. Diferența este că mitocondria furnizează energie sub formă de ATP, acid adenozin trifosfat, și nu sub formă de curent electric, de exemplu. Un alt element esențial unui oraș sunt drumurile, iar celula prezintă o structură asemănătoare ce poartă denumirea de reticul endoplasmic. Reticulul endoplasmic permite transportul moleculelor pătrunse în celulă către centrul orașului, adică către nucleu sau către structurile celulare din jurul acestuia. Ca orice oraș respectabil, celula prezintă și o industrie dezvoltată. În călătoria noastră vom întâlni ribozomii și aparatul Golgi, acestea fiind fabrici în care se sintetizează proteine. În sfârșit ajungem și la nucleu, primăria orașului. Aici se iau cele mai importante decizii cu privire la activitatea celulară, adică cantitatea și calitatea proteinelor sintetizate. Aici se verifică starea drumurilor, adică capacitatea de transport a reticulului endoplasmic. Esențial este faptul că la nivelul nucleului se întâlnește materialul genetic, faimosul ADN, și tot de aici se transmite informația genetică. Odată explorată o celulă, cercetarea continuă. Între celule se realizează numeroase interconexiuni ce vor forma țesuturi, organe, întregul organism.